Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal. O spune Bogdan Enache, dragi prieteni, în această seară vă propun să aflăm adevărul. Dacă Termoploiești poate livra apă caldă și agent termic, căldură, fără probleme în această iarnă, este un subiect intens dezbătut de către ploieșteni. Unii dintre ei continuă să facă demersuri pentru a se debranșa de la sistemul centralizat, neavând încredere după ceea ce s-a întâmplat anul trecut în sistemul în Termoploiești, da? Acele 3 luni de zile aproape, în care am rămas fără apă caldă și căldură, zic, domne, dacă vor fi probleme, au bani de gaze, cum sunt instalațiile, putem să avem noi, care ori avem părinți bătrâni, ori avem copii mici, putem să avem încredere că Termoploiești va livra agent termic și apă caldă fără probleme în această iarnă în municipiul Ploiești. S-a vorbit intens în ultimele zile și despre acel împrumut în valoare de 80 de milioane de lei luat de Termoploiești, garantat de primăria municipiului, pentru achiziția de gaze ieftine, se spune. Pe de altă parte, consilierii municipali au votat pentru menținerea tarifului la gigacalorie. Ploieștenii plătesc 222 de lei, cu tot cu TVA. Sunt voci aici. Unii spun, domne, ar fi trebuit să crească măcar puțin, măcar cu un leu, cu 10 lei, astfel încât povara pe bugetul local să fie mai mică, însă Consiliul Local a votat pentru menținerea acestui tarif la gigacalorie în iarna 2023-2024. Invitatul meu de astăzi este domnul Aurelian Tudor, consilier municipal PNL, și mai mult decât atât, domnia sa face parte din Adunarea Generală a Acționarilor, AGA, cum este cunoscută, la Termoploiești. Așadar, domnia sa are un cuvânt de spus apropo de deciziile majore care se iau la Termo. Vă mulțumesc pentru faptul că ați onorat invitația. Mulțumesc pentru invitația noastră. Spuneți-mi, vă rog, domnule consilier, avem de ce să ne facem griji și știu că sunteți un specialist în domeniu, că sunteți aproape de Termo, chiar de la înființare sau de la minus 1. Da? De la minus 1 chiar. Și vă rog să ne spuneți, să întoarceți problema pe toate fațetele, adică mai sunt ploieșteni care spun, domne, o centrală, îmi pun centrală că nu se știe ce va face Termo în această iarnă. Care este situația reală? Domnul Becheanu ne-a asigurat că instalațiile din punct de vedere tehnic corespund, că există și instalații de backup, însă dumneavoastră aveți și o răspundere politică, să spun așa. Vă rog. Da, deci vă pot spune fără echivoc că nu vor fi probleme de furnizare a agentului termic în această iarnă. Situația este cu totul și cu totul alta decât cea din iarna trecută. Avem în prezent funcționale atât CAF-ul și cu TAG-ul, instalațiile, să zicem, de mici dimensiuni cu care furnizăm în mod uzual apa caldă în perioada de vară și căldura pentru temperaturi mai ridicate, și sunt funcționale în acest moment și grupurile 5 și 6, niște grupuri mari care produc și cantități mari de curent, care sunt utilizate în momentul în care temperaturile scad drastic. Deci putem asigura fără probleme, inclusiv la minus 20 de grade, căldura în casele ploieștenilor. Deci ceea ce e la Termo acum, la centrală, da? Da. Este ok, din punct de vedere tehnic. Da, este foarte ok. Față de momentul în care am înființat această societate anul trecut, cu toată opoziția domnului primar, deoarece fac o paranteză și trebuie totuși să menționăm, pentru că am tot văzut diverse poziții ale dânsului în ultima perioadă, asumându-și și merite pe care nu le are. Aveți probe, da? Adică bineînțeles, le puteți enumera. Două luni dânsul a ieșit doar cu tricouri inscripționate, solicitând termia și neinițiind absolut nimic în acest sens, fapt pentru care consilierii PNL au decis, văzând că nu se mișcă absolut nimic, să înființeze această societate de termie a ploieștenilor, considerând că este și normal să avem o societate de termie a ploieștenilor și nu dată unui operator privat, astfel încât să putem controla atât cheltuielile cât și veniturile
și să putem menține un tarif cât mai mic în furnizarea energiei termice către populație. Și vă readuc aminte, au fost dubii mari, au fost ieșiri publice în care domnul primar nu susținea acest lucru. Vă readuc aminte că am votat în Consiliul Local acest proiect inițiat de consilierii PNL cu 18 avize, dacă nu mă înșel, sau 14 avize negative date din partea aparatului administrativ, din partea primăriei, inclusiv DRU, Direcția de Relații Internaționale, care e un serviciu care se ocupă de accesarea de fonduri și de fonduri europene. Până și ei și-au dat cu părerea referitor la înființarea acestei societăți. Aviz negativ. Da, și s-a demonstrat că am avut dreptate, că a fost legală această decizie și în acel moment am început funcționarea și livrarea apei calde și utilizarea căldurii cu o singură instalație utilizabilă cât de cât, acest CAF, care la momentul respectiv se afla într-o stare tehnică deplorabilă și din acest motiv au și fost probleme și sincope destul de mari în furnizarea agentului termic. Însă în această vară, deși văd că domnul primar și-a asumat ieri într-o conferință de presă investiții de 1 milion de euro, care sunt real făcute de către Termo, în repararea rețelelor și în repararea acestui CAF și altor instalații. Și atunci ce vă deranjează? Păi mă deranjează faptul că primăria n-a plătit din luna martie niciun leu către Termo. Toate aceste lucrări s-au făcut în urma analizelor economice foarte riguroase făcute de către domnul director Becheanu împreună cu Consiliul de Administrație, sfătuindu-se și cu noi, cu membrii AGA în același timp, prin eforturi susținute făcute de specialiștii din Termo. Pentru că onor primăria n-a binevoit să dea cele 30 de milioane la momentul, să zicem, iulie, de când am început să avem diverse interpelări în Consiliul Local, până în prezent către Termo. Într-adevăr, au fost discuții... Primăria a dat creditul acela, împrumutul, ce este? E un împrumut. Nu, haideți să lămurim și acest lucru, da? Păi nu l-a dat? Nu, primăria nu a dat niciun împrumut. Împrumutul este accesat de Termo și, ca să fim foarte clari... Nu, împrumutul de la primărie. Vorbim de cele două împrumuturi date în iarna anului trecut pentru funcționare. Da, primăria a dat acele împrumuturi. Îmi dai 5 lei, dar 5 lei și uite cum ne păciuim. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Diferența este că primăria a dat două împrumuturi, sau trei împrumuturi în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei. Termo are de încasat de la primărie facturi emise în valoare de 33 de milioane de lei. Deci 11 milioane ar trebui Deci undeva între 10-11 milioane sunt de încasat de la primărie în plus. Și primăria ce spune din ceea ce știți dumneavoastră? Primăria nu a virat absolut nimic și tocmai de aceea mă și bucur și trebuie să punctăm faptul că plăștenii au un tarif, cel mai mic tarif din țară la gigacalorie. Ne-a spus domnul primar, da, știm. Da, dar îl are doar prin votul consilierilor locali și îl mai are și mai este și datorat faptului că după o analiză foarte serioasă în cadrul Termo am acceptat să facem o compensare pe prima parte de împrumuturi între ce avea de plătit primăria către Termo și ce avea de încasat Termo anterior datei scadenței acelei împrumuturi. Bun, se spune că se poate compensa, dar întotdeauna plățile se fac în ordinea în care le trebuie efectuate. Și acum vorbim despre facturi care trebuiau să fie plătite începând cu luna iulie până în prezent cu diverse scadențe și care în contul acestor 9 milioane de compensate și aprobate de AGCA și de Consiliul Local deveneau arierate dacă nu se făcea această compensare, iar nu am fi putut acorda această subvenție. Și am acceptat acest lucru anterior. Eforturile acestea sunt foarte mari și vorbim de sume mari de achiziții de gaze zilnic pentru a asigura apa caldă, a furniza curentul conform contractelor în vigoare și a putea funcționa cu societatea aceasta. Deci așadar, dumneavoastră spuneți că Termo are să încaseze de la primăria Ploiești 10 milioane, peste 10 milioane de lei. Diferență între ce a facturat și ce a fost împrumut. Pe de altă parte, Termo
cu garantarea creditului, împrumutului de către Primăria Ploiești, a contractat un împrumut de 80 de milioane de lei pentru achiziția de gaze. Așadar, Termo are bani de gaze, s-ar putea spune. Așadar, primăria mai poate întârzia. Sau de unde este îngrijorarea dumneavoastră? Apropo de corectitudine sau între relații? Este vorba și de corectitudine, de o relație economică corectă. Este vorba de faptul că trebuia primăria, când a inițiat proiectul de buget pe anul acesta, să țină cont de toți factorii respectivi și să ne prezinte consilierilor locali un buget corect, specialiștii fiind în primărie. Mai avem o problemă. Dacă primăria și-ar fi plătit acești 30 de milioane datorați către Termo la momentul la care aceștia deveneau scadenți, deci nu ca adică să se anterior, exact, nu ca să se compenseze, posibil să nu fi avut nevoie să facem acest credit de 80 de milioane pentru achiziția gazelor ieftine. Sau posibil să fi fost necesar doar 30 de milioane de achiziționat gaze ieftine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, și apropo, din banii ei, din ce a funcționat anterior, Termo a achiziționat undeva la 50 milioane gaze ieftine anterior acestei perioade. Deci cât a putut, Termo a făcut efortul și a achiziționat și parte din aceste gaze ieftine. Și atunci, dacă făceam un împrumut, să zicem, de 30 de milioane, sau nu era nevoie de împrumut, n-ar mai fi fost necesar să plătim dobânzile aferente. Și hai să vedem ce ar fi însemnat 80 de milioane, ce înseamnă 80 de milioane cu dobânzile aferente pentru acest împrumut, ce ar fi însemnat un credit, să zicem, de 30 de milioane. Evident că au fost cheltuielile mai mici. Evident. Cheltuielile astea le plătim tot noi, ploieștenii. De aceea e nevoie de o relație corectă din partea primăriei. Ce înseamnă corectă? Să plătească la timp? Să plătească, și Veolia, să plătească la timp. Acum nu vreau să dezgropăm morții, dar și Veolia, sau să dezgropăm trecutul. Că Veolia chiar e liderul mondial în domeniu. Și Veolia avea de primit și Consiliul Local a tărăgănat. Adică pare așa, a fi o obișnuință. Ați credeți că la un moment dat să poate... Această obișnuință trebuie să dispară. Se rostogolesc aceste datorii și la un moment dat va bubui. La un moment dat nu se va mai putea rostogoli. Am menționat lucrul ăsta și în cadrul Consiliului Local. Trebuie să fii un bun gospodar și să te chibzuiești astfel încât să poți suporta. Nu poți să te duci mai mult decât poți duce. Dar ați menționat o cifră, că de 10 milioane de lei, bani care Termo a cumpărat gaze. Și vreau să vă întreb, fiindcă și acesta este un punct important, apropo de credibilitate. Dom'le, mai putem să avem încredere în Termo Ploiești, în operator, sau ne punem centrale? Așadar, Termo, dacă a avut 10 milioane, 11 milioane de lei pentru achiziția de gaze din venituri proprii, înseamnă că e pe plus. Înseamnă că nu este o societate care trebuie să fie ajutată decât cu ceea ce are de primit conform contract. Este o societate funcțională, este o societate echilibrată din punct de vedere al bugetului. Putea inclusiv Termo să acceseze în mod normal acest împrumut. Iar ar fi putut să-l acceseze. Problema a noastră a Termo a fost că nu aveam un an de la înființare. Chiar dacă noi și în discuțiile cu băncile din ce ne-a prezentat domnul director Becheanu avem bonitatea de accesare de credite, nu avem istoric. De aceea a și fost nevoie de garantarea împrumuturii de către primărie. Sunteți reprezentantul, între reprezentanții Consiliului Local, în la Termo. Așadar, acționari. Cum sunt la firmă, la firma aceasta, Consiliul Local fiind acționar, astăzi sunteți unul dintre reprezentanții acționarului. Spuneți-mi, vă rog, aveți emoții apropo de rambursarea acestui credit de 80 de milioane de lei pe care Termo l-a luat acum și care trebuie plătit în 6 luni de zile? Nu am nicio emoție de referitor la rambursarea acestui împrumut. Din punctul meu de vedere sunt două variante. Primăria își plătește datoriile către Termo la zi. La zi și în acest caz Termo. Mi se pare real? Reală varianta? Plauzibilă? Este plauzibilă, depinde. Pe cum? Că până acum ziceați că, domne, anul ăsta din martie n-au mai plătit. Am zis că este plauzibilă. N-am spus că pot să spun ce va decide primăria. Pentru că primăria trebuie să vină să ne propună Consiliul Local prevederile.
După care și vă readuc aminte de o situație întâmplată undeva în luna aprilie-mai, da? PTC, noi Consiliul Local, în urma propunerilor venite de la primărie, aprobăm prevederile. Da? Și am aprobat 15 milioane prevedere pentru CT, dacă vă aduceți aminte, pe reeșalonarea ANAF, da? Datorilor către ANAF. Primăria a virat doar 10 milioane către TC. Aici deja Consiliul Local nu mai are o putere de decizie. Deci noi putem, primăria, să ne vină cu soluțiile tehnice, noi să avizăm prevederea pentru termo, după care este strict în sarcina domnului primar și a angajaților din primărie să și ducă la îndeplinire și să vireze banii. Pe această parte a acțiunii, Consiliul Local nu are nicio putere. De aceea și spun că îmi doresc o relație corectă și să se facă ceea ce este corect din punct de vedere economic față de această societate care, repet, este a Consiliului Local. Revenim la creditul de 80 de milioane. Spuneați că sunt două variante. Ori primăria plătește la timp, la zi. Ori primăria va plăti către bancă în baza fiind garantul acestui împrumut. Adică, la urmă, răspunzând pentru inacțiunea ei directă către termen. Fiindcă de fapt... Dacă se va întâmpla acest lucru. Fiindcă de fapt acest preț, acest tarif, mă gândeam dacă de fapt vă și întreb, Termo poate să plătească din venituri proprii acest credit, mă refer venituri proprii inclusiv de la populație, sau se bazează foarte mult pe subvenția de la primărie? Situația e combinată. Deci avem o parte poate de... Poate să treacă iarna? Și să plătească și creditul către Exim Bank? Termo poate să treacă iarna. Termo va asigura agentul termic. Un mare ajutor pentru Termo este și aceste grupuri 5 și 6 care produc curent. Pentru că, iarăși, fac o paranteză, m-am săturat să fie mințită lumea, cum spunem, să mințim poporul cu televizorul. Cam ce face domnul primar în momentul de față. La ce vă referiți? Tot mă uitam în declarația dânsului de ieri că a acuzat că nu a fost folosit tagul la înființarea societății Termo până undeva spre luna februarie, că CJ-ul este de vină că n-am avut cazanul 5 și grupurile 5 și 6 și că din această cauză n-am putut furniza într-un regim continuu populației agentul termic. Păi da, dar domnul primar minte. Aveți probe, da? Vă pot spune și tehnic și se poate demonstra și cu datele aferente. Păi da, domnul spune că nu s-a utilizat și că CJ-ul nu ne-a transmis. Păi în primul rând, dânsul, dacă vă aduceți aminte în ședință, și aici avea parțial dreptate, să nu se preia utilajele decât în stare de funcționare. În primul rând, ca să le preie în stare de funcționare, ținând cont de halul în care au fost lăsate tehnic de Veolia, au fost necesare niște investiții pe care Consiliul Județean le-a făcut. Aceste investiții au durat ca și timp, nu mai vorbim de sumele de bani, da? Bun, tagul aveam preluat de la momentul înființării societății Termo și din momentul în care am început să furnizăm agent termic. Dar ce uită domnul primar să vă spună, și aici a fost o muncă titanică depusă de către membrii AGA, Consiliul de Administrație și de angajații termospecialiști implicați în acest fenomen, dânsul uită să vă spună mai multe lucruri sau să le spună ploieștenilor. Păi nu puteam, domnule, să virăm, să livrăm curent în rețeaua națională. Pentru că nu poți să faci lucrul acesta decât dacă ai autorizațiile și avizele necesare și să accesezi piața de energie electrică. Ați trebuit niște avize asta, ca să intri, ca să vinzi energie. Asta înseamnă, ca și termen de obținere, de întocmire documentației, iarăși ținând cont de istoricul societății, că niște lucruri, de niște garanții care se depun, înseamnă de la 3 luni în sus. Și a durat, corect, din octombrie până undeva spre sfârșitul lunii februarie. Deci în această toată perioadă nu puteam utiliza tagul. Putea CJ-ul să ne dea din luna august cele două grupuri 5 și 6, care cele două grupuri 5 și 6 nu funcționează decât împreună. Adică obligatoriu produci energie termică împreună cu energie electrică, pe care obligat ar fi trebuit să o bagi în sistemul național. Neavând contract, dezechilibrai sistemul național și plăteai niște penalități. De unde bani? Pentru că vă aduc aminte că la momentul respectiv ne chinuiam și dădeam bani și pentru o oră, două de achiziție gaze.
Așa se anunțese, da, ca, ca să nu vorbim, grupurile 5 și 6 consumă de vreo 3-4 ori mai mult și vorbim de cantități industriale de gaze față de CAF. Păi de unde am fi avut bani la momentul respectiv ca să achiziționăm gazele necesare să putem să producem și curent și... Deci, hai să nu mai mințim. Dar abia din luna februarie se putea. La un moment dat, le avem și le-am avut inclusiv cu domnul primar. Cu domnul primar în mod repetat, dar dânsul preferă să nu ia în seamă aceste date și să se facă doar imagine. Când e totul bine, iese dânsul pe ecrane și vai, am făcut și mi-am asumat. Când e totul rău, cine e de vină? AGA și Consiliul de Administrație. De multe ori văd că și uită care sunt atribuțiile AGA și ale Consiliului de Administrație. Dar, ok, e altă discuție. Spuneți-mi, vă rog, specialiști, are termen, la un moment dat plecau, e adevărat, până la început plecau foarte a mult, fost, da, foarte mulți specialiști, că nu e ușor de găsit. Adică nu sunt angajați muncitori necalificați la termen. Nu sunt oameni care se formează greu. A fost un val de plecări la acum început. Acum care e situația? Acum e situație constantă, între timp au și revenit dintre aceștia, constatând stabilitatea și faptul că societatea funcționează și merge, nu cum s-a tot spus că se va închide și că nu va fi profitabilă. Deci nu vorbim și profitabilă, în sensul de a obține profit și profitabilă, și de a da? Fi echilibrat. Dar e, are și profit un euro. Da, da. Bănesc că are mai mult, va avea mai mult, dar un plus un euro are, da? Vom vedea pe situațiile financiare pe care le vom încheia la sfârșit. Nu, dar e profitabilă. Nu este pe minus. E pe plus. Da. Din moment ce ne-am permis să facem investiții de reparații de 1 milion de euro în această vară, astfel încât CAF-ul să fie aproape nou reparat și în rest să facem investiții de separarea circuitelor în asta oraș. Mi se pare mie o investiție, un lucru, cred că domnul Becheanu și spunea. Și e meritul domnului Becheanu, să știți, pe aceste idei. De separarea circuitului. Directorul Termo, domnul Becheanu, spunea aici despre faptul că au devenit independente. Dacă e o avarie, că avaria nu poate fi prevăzută, evident, în malul roșu, nu se oprește jumătate din malul roșu. Se oprește mai puțin, adică sunt zonele afectate, sunt mult mai mici decât da, înainte. Deci, ca să, într-un mod de empiric să vă explic, sistemul era îngădit ca un fel de inel. Cum e sistemul de PSI, inel. În momentul de față s-au montat niște ventile separatoare astfel încât să putem bypassa anumite zone afectate de eventuale avarii și să nu afectăm, nu știu, să nu afectăm 20.000 de apartamente, să afectăm, nu știu, 2.000 de apartamente, funcție de unde ar apărea avariile. Sperăm să fie cât mai puține și oricum vor dura foarte puțin. De ce? Asta vreau să vă întreb, de ce? De ce credeți că vor dura foarte puțin? Pentru că sincopele pe care le-am avut anul trecut s-au datorat în special din cauza CAF-ului, a părții de producție, ori în acest moment vor fi doar posibile avarii pe rețea, da. Care sunt mult mai ușor de intervenit și de reparat. Apropo de rețele, de rețeaua primară și rețeaua secundară, vorbeam și cu directorul Termo, noastră cum vedeți viitorul? Vă întreb, fiindcă sunteți reprezentantul acționarilor sau acționarului. Și anume, cum poate Termo să reducă substanțial pierderile din rețea, fiindcă de fapt pierderile acelea se reflectă în preț. Da, vorbim, deși Veolia declara undeva la 50% pierderi, nu mai comentez de ce și cum erau calculate. Pe pielea noastră, cum ar veni de când Termo este societatea Consiliului Local, am constatat că real pierderile sunt undeva la 30%. Sunt mari, dar oricum nu atât de mari cum se vehicula și cum spunea și domnul primar, undeva prin septembrie-octombrie anul trecut. Deci sunt undeva la 30%. Sunt deja, a fost preluat de la Consiliul Județean proiectul de aproximativ 50 de milioane de euro, dacă nu mă înșel, pentru repararea circuitului primar și nu există ședință în care să nu are, pe care o avem împreună cu Consiliul de Administrație și sau cu domnul director Becheanu, în care să nu discutăm pe tema accesării fondurilor europene pentru investiții în capacitățile de producție. La modul serios sau la modul adică la modul pragmatic cel sau mai teoretic serios, așa? Teoretic au așa? Fost discuții purtate cu Ministerul de Resort, pot fi accesate și din ce știu au existat și corespondență până acum. În mod sigur, domnul director s-a dus de destul de multe ori la București.
pentru a accesa undeva la 300 de milioane de euro pentru capacități noi de producție. Mă cred, și domnul Becheanu a spus aici tot această cifră, dar dați-mi voie să nu cred. Adică până nu văd, credeți-mă, nu cred. Adică ar fi wow. Vă spun ce s-a făcut. Nu v-am spus că le-am accesat. Nu. V-am spus că există interesul. Da, și că există șansa. Avem niște exemple de bună practică. Oradea, vrem. Ok. Oradea, unde prețul gigacaloriei, dacă nu știu, e 400 și ceva de lei. În prezent. La preț real de producție, nu? Preț real de producție. Nu plătit de populație. Cu profit, da. Iau, dacă nu mă înșel, undeva la 75 de lei subvenție. Și atunci, haideți că mi-a zicat un minge la fileu, deci la 400 și ceva, să zicem 500 de lei gigacaloria, primăria Oradea spune, domnule, 75 de lei te subvenționezi. Restul plătește-i tu. Okay. Cetățean, dumneavoastră la Ploiești, nici nu mai știu că domn primar a ieșit zilele trecute și a spus, domnule, prețul rămâne la fel, da, 222 de lei. Eu vă spun sincer, eu m-am întrebat, domnule, dar mă rog, de ce nu s-a majorat? Care este poziția PNL? Deci în acest moment, acesta este prețul de facturare către populație, un preț susținut de către grupul PNL. Nu putem, adică susțineți așa, susținem sau? Ca și tarif în acest moment și am luat în analiză și când am luat decizia de a vota toată iarna ca să toată nu iarna, da, vorbim de toată iarna 2023-2024, am ținut cont de nivelul de trai din Ploiești, nu putem să comparăm veniturile Oradea versus veniturile ploieștenilor, veniturile orădenilor versus veniturile ploieștenilor, am ținut cont de contextul economic și atunci hotărârea a fost să susținem acest tarif, cel puțin pentru această iarnă. Pe ce l-a susținut până la urmă? Dumneavoastră sau executiv? V-am spus și mai devreme, consilierii locali votează. Dacă există acest tarif, este prin votul consilierilor locali. Dacă există acest termo, această societate și este funcționabilă, este datorită consilierilor locali PNL care au inițiat această societate, proiectul de înființare acestei societăți și se datorează majorității, nu tuturor, majorității, marea, mari majorități a consilierilor locali care au votat pentru înființarea acestei societăți cu toată opoziția primăriei. Și cu reticențe multe, inclusiv din partea și eu personal, s-a pornit ușor, dar îmi amintesc că a fost creată într-un moment de criză. Lumea s-a întrebat, domnule, ce urmează la iarnă? Și orice adică început e greu. Nu. E ușor, n-ai cum. Care este relația AGA-CEA cu executivul ploieștean? Că știți de ce par două realități, așa? Adică dumneavoastră ziceți ceva, vine domnul primar și spune același lucru, dar fiecare, mă înțelegeți, oamenii nu mai știu, eu înțeleg că și dumneavoastră, dar și dânsul, și uitați cum... Vă pot spune din partea AGA, a unui consiliu de administrație care chiar este profesionist, cu niște oameni cu experiență deosebită și a domnului Becheanu, care eu cred că a demonstrat până în prezent la conducerea societății, există disponibilitate, există colaborare și din partea noastră există comunicare cu aparatul administrativ. Și aceasta o putem demonstra prin hârtii, prin documente, prin faptul că la orice oră ni se solicită ceva de către primărie, se transmite cât se poate de repede și se iau decizii. La anul viitor, la începutul anului, veți pune mare accent pe bugetul pentru 2024? Cu siguranță, adică da. Nu-l veți vota dacă nu vor fi trecute sumele reale necesare? Cu siguranță da și cu siguranță vom ține cont foarte mult de TCE, vom ține cont foarte mult de termo. Bine, TCE-ul nu vom uita în același timp nici de investiții și de alte zone importante. Nu vom uita de fonduri, pentru că susținem în continuare că șansa Ploieștiului de a se dezvolta cea mai mare este din accesarea de fonduri, unde constatăm și eu și domnul Mărchițescu avem nenumărate interpelări în ședințele Consiliului Local. Constatăm că primăria își bate joc de această șansă de dezvoltare a primăriei, a Ploieștiului. Asta e declarație politică, evident. Deci noastră spuneți 300... Nu, e o declarație reală pe lipsa de acțiune și pe pierderea constantă a proiectelor. Și vă spun inclusiv că fac vorbire la cele 8 proiecte pe fonduri inițiate de mine alături de consilierii locali PNL. Ieri,
O ultimă întrebare sau un ultim subiect. Spuneți-vă, domnule consilier, ieri am primit comunicat de presă prin care, de la primărie, prin care primarul a decis schimbarea conducerii de la CSM. Despre CSM se tot vorbește. Că basketbaliștii au salarii mari. Tamara Costache, campioana mondială, da, a Ploieștiului. Pe de altă parte, face naveta când la Moren, când la Izvoran, să trezește, nu încetez să dau acest exemplu. Avem o campionă, are 14 ani, Briana, care a bătut și a câștigat și la seniori. E campioană națională, e creația Tamarei. Și pe de altă parte, este chinuită, trece fiecare zi la 3 dimineața. 3. La CSM spun, nu există bani pentru competiții decât pentru unii, nu și pentru alții. Sunt tot felul de zvonuri, tot felul de, de lucruri spuse în spațiul public. S-a decis, primarul Andrei Volosevici a decis schimbarea conducerii CSM. Care este viziunea dumneavoastră despre CSM? Despre managementul CSM? Că până la urmă CSM-ul are administrare și hipodromul, care reprezintă un atu, sau ar putea reprezenta un atu al Ploieștiului. Are stadionul Ilie Oană, are sala sportului și așa mai departe. Are câteva obiective importante. Bun. Mandatul trecut am avut niște ieșiri publice pe tema CSM-ului, având acces la anumite informații. Clar a fost o gaură neagră, cred, nu pot afirma cu certitudine că și în momentul de față este o gaură neagră pentru municipalitate. Gaură neagră ce înseamnă? O cheltuire nejustificată a banilor publici. Acum, real, vorbim de 6-7 directori schimbați în 3 ani de zile. În primul rând, noi o stabilitate. Toți au fost numiți dintre consilierii personale ai domnului primar. Sunt specialiști în sport, între ei sunt vreunul specialiști în management. Acum înțeleg că este numit director un pensionar de 50 de ani. Cu experiență în sport, cred că zero. Experiență în management, zero. Voi așteptați să văd ce poziție va avea și ce va face în cadrul CSM-ului. Sunt, cred că n-am o lună de când am fost numit în comitetul de coordonare. Am constatat o subprocedurare crasă la nivel de CSM. Asta așa, într-o ședință jumate cât am apucat, la care am apucat să particip și la ce documente am apucat să cer să studiez. Când am întrebat de lista documentelor aplicabile în vigoare, lumea a ridicat din numeri, habar n-avea ce înseamnă. Înseamnă lista cu procedurile pe care le ai. Și trebuie să ai proceduri pe achiziții, pe contabilitate, pe transferuri, pe încheieri contracte, pe diverse. Nu există. Din punctul nostru de vedere, și atunci tu nu ai un control în ceea ce faci, nu poți exercita un control managerial corect. Am cerut fișe de post. Păi dacă vă spun că fișe de post, în fișele de post am ca atribuții că trebuie să-și facă vizita medicală, să-și facă instruirse USSM și în cadrul fișelor de post scrie ceva de genul, că nu vă pot, da. Nu știu bine. Trebuie să respecte atribuțiile prevăzute în fișa de post. Asta e scris în fișa de post. Șeful compartimentului sportiv trebuie să aibă studii superioare, dar nu spune, voi trebuie să aibă studiile pentru, de la facultatea de sport, ceva în domeniu. Păi bun, deci pot să pun pădurarul șef la compartimentul sportiv? Cred că da. Șoferii în cadrul compartimentului sportiv, nu cumva șoferii trebuie să fie la administrativ? Dumneavoastră, e adevărat v-am dat câteva exemple. Da, sunteți de puțin timp, pe de altă parte, cred că Dragoș Machițescu este mult mai în măsură. Dar viziunea sau părerea dumneavoastră care este? A dumneavoastră personală, dar este și consilier municipal. Părerea mea că e nevoie de stabilitate, părerea mea că e nevoie să se demareze de urgență și s-a mai solicitat anterior concurs pentru ocuparea postului de director, care director să fie un profesionist și să înceapă să impună și să aplice reguli în acel CSM. CSM să facă sport de masă, să promoveze sport de masă sau sport de performanță? Că aici e o discuție. Din sunt basketbaliști care câștigă mii de euro. CSM-ul este al ploieștenilor. Trebuie să promoveze sport de masă și sunt de acord. Și, că e normal, faci și sport de performanță în limita posibilităților.
Gata, sunt baschetbaliștii, la CSM câștigă 1000 de euro. Atenție, sunt bani puțini. Sunt de acord. Care este procedura de încheiere a acestor contracte? Există? Nu. Pe mine mă întreabă, noastră sunteți membri. Eu ce vă spun? Nu există niciun control. Fiecare a făcut ce a vrut. Din punctul meu de vedere, la nivelul de informații pe care l-am... Am înțeles. Vreau să vă subliniez sau să evidențiez altceva. Un baschetbalist la CSM Ploiești câștigă 1000 de euro. Dar... astea sunt salariile, poate chiar mult mai mari, în basket, în general. Și atunci întrebarea este, domne, până la urmă, CSM n-a câștigat FIBA, Europe Cup, n-a câștigat nimic CSM-ul Ploiești la basket. Întrebarea este, domne, promovăm la nivel de performanță, că așa face și o secție de fotbal. Și una de Eu n-am o problemă să promovez la nivel de performanță. Eu vorbesc de mine personal. Avem bani? Bun. Să zic, presupun că aș face un efort cum se întâmplă și cu Termo, da? Dar eu vreau să văd, dacă tot promovezi și acest nivel de performanță, trebuie să se întâmple același lucru cum se întâmplă cu echipele private de basket, de fotbal. Păi am preluat un jucător la, nu știu, 10.000 de euro, habar n-am cât e valoarea unui jucător, îi dau acest salariu, dar după un an de zile când îmi aduce performanțele, îl vând cu 500.000 de euro. Iar banii îmi vin în club. Adică CSM se devine un fel așa de... Păi dacă tot plătesc și dacă tot intru pe performanță, să am și acel câștig de care trebuie să beneficieze copiii ploieștenilor CSM-ul, municipalitatea. Sunt de acord cu dumneavoastră? Dacă nu, înseamnă că este pierdere, risipă de bani. Eu, sincer, aș susține sport de masă și la anumite secții care nu implică costuri financiare mari, gen not, gen se pare normal patinaj. Să avem, bun, vorbim de not unde CJ-ul încearcă de, și noi, Consiliul Local, încercăm de mult timp să transferăm către CJ în zona Parcului Municipal Vest teren pentru a se construi. Bine, și tot avem bețe în roate. Vi se pare normal, de exemplu, la CSM să avem antrenori fără echipe de fotbal? Cam cum considerați că se cheamă? Am la CSM scouter? Sunt în NBA, sunt în NFL. Scouter e un sport de masă. Înseamnă că ploieștenii vin de drag că e nevoie să facă sport, nu să stea cu ochii în telefon, nu să stea copiii cu ochii în telefon și vin de drag la CSM. Ce am nevoie de scouter pentru echipele de fotbal de juniori? Poate niște că vorbim de sport de masă, poate nu? Poate niște terenuri de mini-fotbal cu banii economisiți. Să vedeți, sau blochez accesul copiilor ploieștenilor în echipele de fotbal ca să aduc prin scoutări copii de la București sau de la Arad. Eu despre asta vorbesc, domnul consilier. Că CSM-ul al ploieștenilor. CSM-ul vrea sport de performanță sau sport de masă? Eu înclin eu vreau către sport de, a doua. Eu vreau sport de masă și vreau ca sportul de performanță să-l fac cu talentele pe care eu le antrenez și le descoper. Da, și, anumite și să mă mândresc cu aceste rezultate. Da, și anumite secții care nu implică costuri financiare mari, acelea cred că, vă spun că le de ploieștean acum, pot fi finanțate. Adică sunt secții care nu consumă. În basket e aia, intri în basket, ai bani sau nu ai bani. Adică nu e că, domnule, eu am doar 500 de euro pe lună, să plătesc un jucător. Nu, acolo sunt 1000 de euro. Dar asta e piața basketului. De asta spun, ce se nu își permite, poate să întrețină, să finanțeze o echipă Ploiești, o echipă de basket? Da sau nu? Că dacă putem, Doamne ajută. Am mai finanțat, da. Dacă mi-aduc bine aminte. Putem? Cred că putem, nu știu, trebuie analize financiare. La ce se merge și vorba și pe de altă parte? Dar repet, vreau să văd și profit. Adică vreau să văd și avantajul ploieștenilor. Vă mulțumesc, domnule consilier Aurelian Tudor, pentru participare în această seară. Cred că a fost o discuție extrem de utilă, mai ales, dragi prieteni. Așadar, iată, un membru AGA de la Termo spune cu sprijin predicat, nu vor fi probleme în această iarnă. Și pe de altă parte, vedeți, toată administrația locală, toți reprezentanții acesteia, spun, domne, Ploieștiul, prețul cel mai mic, inclusiv dumneavoastră în seara aceasta, prețul la gigacalorie, așa a votat Consiliul Local, domn primar spune, Ploieștiul are și cel mai mic preț la gigacalorie, fiecare încearcă să-și atragă... E foarte corect, e prin votul Consiliului Local, punct. Vă mulțumesc! Și real chiar vreau să reiterez, dragi ploieșteni, stați liniștiți, se va furniza agent termic, va fi căldură în case, nu vor fi sincope de funcționare la Mai rețin o declarație dumneavoastră și anume faptul că la avarii, în cazul unor avarii, ca par și la noi se mai strică în case ceva,
echipele Termoploiești, spuneți dumneavoastră că vor acționa într-un mod performant, ca și durată. Da. Vă mulțumesc pentru participare. Ne vom întâlni cu siguranță. Vă doresc succes. Vă mulțumesc. Aici punem punct acestei ediții a emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!